Iubiți credincioși, duminica trecută Evanghelia ne l-a prezentat pe Iisus ca mielul lui Dumnezeu, fiind indicat de Ioan drept mielul lui Dumnezeu care ia asupra sa păcatele lumii, cu aluzie la mielul care a fost jertfit în Vechiul Testament și a simbolizat eliberarea poporului ales din sclăvia Egiptului. Astăzi, Evanghelia ne prezintă pe Iisus deja în activitatea sa de predicator și mai ales prezentând programul pentru care a venit pe pământ. Convertiți-vă pentru că s-a apropiat împărăția cerurilor și pentru că nu vrea să fie de unul singur în această acțiune de propovăduire a Evangheliei, alege primii colaboratori, primii prieteni, primii discipoli, care îl vor însoți și care, la rândul lor, vor predica aceeași Evanghelie, aceeași veste bună, împărăția lui Dumnezeu a sosit, convertiți-vă și credeți în Evanghelie. Tematica duminicii de astăzi este foarte bogată. Fiecare lectură, aproape că ne prezintă o mulțime de idei, dar mă voi opri asupra unui aspect, lăsând problema convertirii pentru un alt moment, pentru că se vorbește de obicei în timpul postului mare sau atunci când avem diferite celebrări care ne îndeamnă la pocăință. Prima lectură de astăzi și Evanghelia au o strânsă legătură, dincolo de ceea ce relatează Evanghelia cu privire la programul predicii lui Iisus și alegerea ucenicilor. Și vom vedea cât este de actuală această problemă pe care o găsim atât în Vechiul Testament, în lectura din Isaia, cât și în Evanghelia pe care am proclamat-o. Timpurile pe care le trăim nu sunt chiar așa de ușoare. Fiecare dintre noi își dă seama că traversăm timpuri destul de grele. Și am putea spune că și noi umblăm în întuneric, și noi locuim într-un ținut întunecos, pentru că și Isaia spunea același lucru cu 700 de ani înainte de Hristos. Domnul a acoperit cu ocară țara lui Zabulon și a lui Neftali. Noi am putea spune, Domnul a umilit aproape tot pământul nostru. Terorism la nivel planetar, războaie continue, fără sfârșit, aproape fără perspective de soluționare, Orientul Mijlociu mai tot timpul făcut flăcări, Siria, Palestina, nenumăratele conflicte armate, mai mult sau mai puțin uitate, dar cu cât sunt mai uitate, cu atât sunt mai îngrozitoare și tabloul ar putea continua. La acest scenariu, fiecare dintre noi poate adăuga întunericul personal, cel al bolilor, al temerilor, al nesiguranței la nivel personal, de familie, al descurajării, al îndoielii. Și nu mai spun de știrile care ne asaltează în fiecare zi și parcă ne aduc întuneric în loc să ne aducă lumină în casele noastre. Crime, certuri între politicieni, corupție, catastrofe, accidente. Tabloul este sumbru și parcă ne regăsim în paginile pe care le scria Isaia. Poporul care umbla în întuneric, umblăm și noi în întuneric, profetul a spus la vremea respectivă că a văzut o lumină mare. Oare putem vedea și noi lumina care ne luminează? Este un renumit, faimos strigăt al lui Giovanni Papini cu privire la nevoia de siguranță, de certitudine, de lumină, de încurajare. Iată ce spune acest scriitor. Eu nu cer nici pâine, nu cer nici glorie, nici compasiune, dar cer și caut cu umilință, în genunchi, cu toată puterea și pasiunea sufletului meu, un pic de siguranță, un pic de lumină, una singură, o mică credință, un atom de adevăr. În acest cadru de întuneric, de ieri și de astăzi, pe care omul cu toate puterile sale simte parcă nevoia de a rări aceste evenimente,
profetul Izaia vestește o mare bucurie, tocmai în teritoriul care a fost umilit, tocmai în locul unde evreii au fost deportați și duși în Asiria, tocmai din acel loc începe Iisus predica sa și va fi un loc glorios, măreț. Tocmai țara de dincolo de Iordan și Galileea neamurilor, cum numește evanghelistul, țară de hotar, străbătută deseori de păgâni și pentru acest motiv, disprețuită de evrei, cu bună stare și locul care apoi va deveni locul privilegiat al lui Mesia, care va face să strălucească lumina sa. Ținutul care trăia în întuneric va vedea o lumină mare. Profeția lui Izaia se realizează în Iisus, tocmai acolo unde era întuneric, tocmai acolo unde poporul evreu a fost umilit, de acolo începe să răsară lumina prin opera lui Iisus Hristos. Este de altfel și lecția crucii. Întunericul maxim al istoriei a devenit strălucirea unei lumini de neoprit, care luminează peste toate veacurile. Tocmai rău văzuta Galileei va vesti că a fost rupt jugul oprimării și îl va vesti pe Mântuitorul Lumii. Tocmai din această regiune periferică și disprețuită, Iisus va stabili reședința sa, locuința sa și îi va alege primii săi prieteni și colaboratori, discipolii săi. Evanghelia de astăzi ne vorbește despre patru, Petru și Andrei, Iacob și Ioan. Tocmai de aici, din Galileea uitată, din acea regiune care era învăluită în întuneric, începe mare aventură care va duce lumină în toată lumea, până atunci cufundată de păcat. Tocmai acești săraci pescari, neciopliți și fără de carte, ne vor oferi misterul luminii și al speranței. Urmați-mă, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni, le spune Iisus acestor primi colaboratori ai săi. Pescari de oameni vrea să spună că oamenii care au naufragiat au nevoie de ajutoare ca să fie readuși în siguranță și la viață. Și am putea spune că toată viața este un naufragiu dacă nu suntem repescuiți de Hristos și de biserică. Riscăm să rămânem în acest naufragiu al întunericului. Petru și Andrei, Ioan și Iacob vor putea recupera la rândul lor oamenii naufragiați, pentru că la rândul lor au fost salvați, cuceriți, fascinați de întâlnirea cu Mântuitorul. Și ne este dovadă tocmai pagina evanghelică de astăzi, despre care evanghelistul Matei spune, aceștia, lăsându-și mrejele, îndată au mers după el, adică după Hristos. Noi, în schimb, dacă vrem să ne gândim la vocația noastră de urmașa lui Hristos, pare să nu-l preferăm să-l urmăm pe Hristos, sau poate acesta a urmat pe Hristos a devenit un cuvânt cu o încărcătură negativă. Pentru că de multe ori poate a urmat pe cineva, a merge după cineva, parcă înseamnă ceva împotriva demnității, împotriva inteligenței, împotriva libertății, nu pot să mă exprim așa cum vreau. Rezultatul este că, parafrazând o celebră frază a lui Chesterton, când încetăm să mai credem în Dumnezeu, departe de a nu mai crede în ceva, începem să credem în totul. Și această frază ar putea fi parafrazată în felul următor. Când încetăm să-L urmăm pe Domnul, paradoxal, începem să-I urmăm pe toți și totul. Adică toată moda, toate ideile, toate orientările. Devenim în mod teribil dependenți, așa cum demonstrează nenumăratele episoade de a duce cu vorba sau de a duce cu zăhărelul, cu sunetul milioanelor de bani. Urmarea lui Hristos
Aceasta este vocația noastră. Trebuie să promovăm o cultură a vocației și în sens strict, nu numai vocația la Sfânta Preoție sau la viața consacrată. Toți trebuie să-L urmăm pe Hristos. Toți suntem chemați. Dumnezeu cheamă pe cineva să salveze pe frații săi de naufragiul vieții. Săptămâna aceasta am avut în fața ochilor trista știre și desfășurarea evenimentelor de salvare a supraviețuitorilor după accidentul aeronautic din Apuseni. Au fost oameni și oameni care au căutat să salveze în întunericul nopții, în fric, nenumărați oameni au simțit vocația că trebuie să salveze pe cei din necaz, din întuneric, din fric, de la moarte. O biserică ce nu are vocație de consacrare totală a lui Dumnezeu este o biserică, am putea spune, sociologică, care nu trăiește în profunzime misterul Mântuitorului Său. De aceea avem nevoie de vocație, adică de bărbați și de femei, capabil să indice lumina dincolo de întuneric, soarele, să indice soarele dincolo de nori. Avem nevoie de bărbați și de femei, profeți ai adevăratei speranțe, dincolo de situațiile grele, dificile legate de timp și de spațiu sau de condițiile în care constatăm că întunericul parcă domină tot mai mult. Dumnezeu vrea colaboratori ai bucuriei voastre, ne spune Sfântul Apostol Paul. Urmarea lui Iisus implică o mare libertate. Nu ca și în cazul creștinilor din Corint, pe care Paul îi mustră cu severitate. Ei începuseră să se divizeze în diferite partide. Unii spuneau că este al lui Paul, altul al lui Apollo, altul că aparține lui Chefa. Aceasta era o urmare de tip omenesc, care îi făcea dependenți de un lider, dar Paul este sever. Oare Hristos a fost divizat, împărțit? Oare Paul a fost răstignit pentru voi? Această temă a fost și tema săptămânii de rugăciuni pentru unitatea creștinilor, care s-a încheiat aseară, anul acesta. Motoul a fost tocmai acest verset. Oare Hristos a fost divizat, a fost împărțit? Noi ne-am rugat și am încercat să arătăm că putem să fim unitari, cel puțin în această săptămână. Dar creștinii sunt urmați să-L urmeze numai pe Iisus, să se recunoască în El drept membrele unii altora. Este înțelepciunea crucii cea care ne eliberează. Este experiența comună a acestui paradox, și anume întunericul crucii, momentul negru al Vinerii Sfinte, devine început al strălucirii învierii. Este această experiență care face din nou un singur trup și un singur suflet. Face o singură turmă sub conducerea unui singur păstor. Avem o scriere din primele veacuri ale bisericii, scrisoarea lui Barnaba, care insistă asupra acestei teme. Două sunt căile învățăturii și ale puterii, una a luminii, cealaltă a întunericului. Aceasta este calea luminii, iubește pe cel care te-a creat, să te temi de cel care te-a plăsmuit, cinstește pe cel care te-a eliberat de moarte, fii simplu la inimă și bogat cu Duhul, iubește-L pe aproapele tău mai mult decât sufletul tău. Avem nevoie cu toții de această deschidere și această recunoaștere a apartenției noastre din rândul celor care au primit lumina. Și de aceea suntem chemați să contemplăm lumina, să contemplăm misterul lui Dumnezeu, să contemplăm misterul lui Hristos, să alimentăm mereu viața noastră spirituală, să facem mereu bucuria care vine mereu din lumina lui Hristos, care se comunică tuturor. Dacă noi vom fi capabili să contemplăm lumina, va fi aceeași lumină care ne va sugera și modul cum trebuie să ne convertim. Lumina ne va arăta cu
cum trebuie să punem în practică învățătura lui Iisus, convertiți-vă, pentru că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Dacă vom primi această lumină și de la această lumină vom primi putere ca să vedem și modul cum trebuie să ne corectăm unii pe alții pentru a fi cu adevărat frați în fața aceluiași Dumnezeu. Și în fond, pentru a rămâne la această temă, din punct de vedere istoric, diviziunile s-au născut acolo când contemplarea misterului a slăbit. Atunci când oamenii nu mai contemplau misterul lui Dumnezeu, a început să se ofilească întrânși iubirea și adevărata credință față de Dumnezeu. Și au putut să dea mai mult spațiu preocupărilor, mai mult cu caracter temporar și politic, decât să dea întâietate spiritului și adevărurilor de credință. Vom regăsi unitatea cum cu toții vom fi regăsit primatul vieții spirituale, al contemplației, al experienței lui Dumnezeu. Lumina și viața coincid. Atunci când avem lumină, avem și viață. Acolo unde este lumină, crește și plantele, crește și arborii, toți se bucură și simțim palpitația vieții. În lagărele de concentrare, protestanții, ortodoxi și catolicii au pus deoparte diferențele lor și s-au recunoscut în misterul comun al lui Iisus Hristos cel răstignit. Iată câteva sugestii care provin din textele de astăzi și care ne vor însoți în zilele care urmează. Și închei cu o povestioară pentru a arăta cum putem redobândi sau cuceri primatul vieții spirituale și al contemplației, al dorinței de a pune în centrul preocupărilor și valorile spirituale. Rabbi Israel, întrucât convertirea ar fi grăbit venirea Mesiei, și a spus: trebuie să predic întregii luni convertirea. Dar de unde să încep? Lumea este atât de mare. Voi începe cu țara pe care am cunoscut-o mai bine, cu țara mea. Dar țara mea este mare. Ei bine, voi începe din orașul în care îmi este cel mai apropiat, din orașul meu. Ei bine, dar este atât de mare orașul meu, abia dacă îl cunosc. Atunci voi începe de pe strada mea. Și strada mea e destul de lungă, nu, atunci încep din casa mea. Prea mult. Nu, încep din familia mea. Bine, voi începe cu mine însumi, conclude acest rabbi. Adevărata convertire și schimbare, adevărata propovăduire a luminii, începe întâi din sufletul nostru, acceptând provocarea lui Iisus din Evanghelia de astăzi. Convertiți-vă, pentru că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Și a doua istorioară care se completează tot din tradiția rabinică, Rabbi Iacov mărturisea: tot ce sunt, tot ce am, îl datorez lui, ferarului. Era vecinul meu când proaspăt căsătorit locuiam încă în casa socrului meu. El se trezea înaintea mea și mă trezea cu ciocanul pe Nicovală. Într-o dimineață mi-am spus: dacă el se trezește atât de vreme pentru a câștiga bani, eu nu pot face la fel pentru a-mi îmbogăți sufletul. A doua zi m-am trezit înaintea lui. Ferarul nu s-a simțit bine și și-a spus: dacă acest imberb care nu face nimic și nu are nevoie de nimic își sacrifică somnul pentru devoțiunile lui, cum pot rămâne eu în pat, care am patru guri de hrănit? A doua zi ferarul s-a trezit și mai devreme. Această rivalitate a fost benefică pentru mine, spune acest rabbi Iacov. În fiecare zi aprofundam puțin mai mult cunoașterea lui Dumnezeu și datorită ferarului am învățat multe. Avem nevoie de această, spunem noi, competiție sănătoasă de a cultiva tot ceea ce înseamnă iubirea noastră față de Dumnezeu și mai ales să ne lăsăm mereu cuceriți de misterul lui Hristos care ne cheamă să-L urmăm. Iar noi, ca și apostolii, trebuie să fim la fel de prompți în fiecare zi, lăsând totul să-L urmăm.